Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela. Iată-mă de asta dată pregătită să fac etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Taur. Etalare pentru noiembrie, dar nu uitați că ceea ce spun acum se poate să se fi manifestat din octombrie-septembrie sau se poate manifesta în decembrie-ianuarie. Timpul este fluid. Am amestecat cărțile și ați primit. Ca și oracole, mesaje de la înger, ați primit ecologistul, așa îmi place mie să interpretez această carte. Se spune că sunteți un mic înger pe acest pământ venit să protejeze natura. Adică, în momentul în care v-ați hotărât să vă reîncarnați, ați stabilit în programul vostru, în această viață, să vă ocupați de natură. Și în mod special să protejați natura, să aveți o atitudine ecologistă, să luptați contra poluării acestui frumos loc în care ne aflăm toți cei de față. Să protejați animalele, plantele, să aveți o atitudine ecologistă și în felul în care vă îmbrăcați. E foarte important, nu știu dacă am discutat vreodată. Este foarte important, mai ales cei care lucrează cu cristale, cum a apărut și aici, cu vibrații, care încearcă să-și îmbunătățească vibrațiile, da? Este foarte important să renunțăm la materialele sintetice în îmbrăcăminte și chiar în cât se poate la plastic în mediul înconjurător, dacă s-ar putea. Dar important este măcar pentru haine să cumpărăm eventual mai rar, dar mai de calitate. Haine care nu conțin fire sintetice sau coloranți toxici. Este și asta un alt fel de a-ți manifesta acest interes pentru natural. Ați primit și cristale, posibil, mai ales voi care sunteți semn de pământ, sunteți chemați eventual să vă cumpărați un cristal, să lucrați cu cristale, să vă descărcați energiile nu doar în natură, da? Această carte poate să sugereze și nevoia de a vă conecta la natură și de a vă descărca de niște tensiuni, de niște vibrații negative și puteți să o faceți și prin cristale. Poate prin cristale să vă obțineți și prin natură, evident, un anume soi de vindecare de care aveți nevoie. Poate unii dintre voi trebuie să lucrați într-un magazin de cristale sau dacă aveți aspecte într-un anume fel în harta natală să creați niște bijuterii cu cristalele acestea. Depinde de la persoană la persoană, evident. Ați mai primit din partea îngerilor un mesaj. Iubește ceea ce ești sau persoana pe care ai creat-o. Ești o ființă divină, încântătoare și meriți lucruri frumoase în viață. Sunteți sfătuiți să deveniți avocatul vostru, să credeți în voi înșivă, să... Stai cu minte, te rog frumos. Să vă concentrați pe o energie în care vă dezvoltați dragostea de sine. Și să luptați mai mult pentru realizările să vă realizați visurile și mai puțin ambițiile egotice. Pentru că în fiecare dintre noi există o latură frumoasă, neptuniană, jupiteriană și adesea este ținută în umbră din cauza acestor nevoi materiale, materialiste. Fiți atenți, fiind semn de pământ, învățați să visați și să vă apreciați și din alt punct de vedere, nu al acestor valori terestre pământene. Te rog să stai cu minte. Evident că această carte vorbește și despre stima voastră și despre
felul în care vă vedeți. Probabil că aveți de transformat ceva, este numărul 8. Posibil unii dintre voi nu v-ați văzut într-o anumită lumină sau ego-ul, frica, eu știu ce educație ați primit, nu v-au permis să vă vedeți anumite calități. Și trebuie să învățați să le iubiți și pe acelea. Pentru că sunteți într-o călătorie. Și în această călătorie, probabil că trebuie să folosiți și aceste resurse, și aceste calități. Și ca să le folosiți bine, trebuie să le iubiți, să le apreciați, să le vedeți valoarea. Este important de reținut că așa cum te tratezi și cum simți despre tine, în general, reflectă felul în care îi tratezi și îi simți și pe cei din jur. E o chestiune care trebuie lucrată, transformată. 8, da? Aveți, iar, o carte care vă sugerează, ia uite, back to, înapoi la ceea ce iubești. Probabil v-ați îndepărtat de esența voastră, unii dintre voi, și din acest motiv sunteți chemați să vă conectați la natură, la cristale, să vă adunați energiile într-un fel sau altul. Fă ceva drăguț pentru cineva, oferă un pic de atenție cuiva, nu contează cui. Aici sunt animăluțe, pot să fie animăluțe, că tot aveți ecologistul, da? Pur și simplu, stați în natură, două cărți care sugerează, da? Natura, de fapt, trei, dacă stau să mă uit mai bine. Trei, întoarceți-vă la ceea ce sunteți, la natura voastră divină și naturală. Naturală. 8 ține foarte mult de bani, probabil unii în această căutare pentru stabilitatea financiară, materială, concentrarea voastră pe bani, pe anumite aspecte financiare, v-au îndepărtat de ceea ce sunteți și ați început să, sau în ultima vreme, v-ați dezapreciat anumite trăsături. Și e trist, ar fi păcat. Să vedem ce vă arată cărțile pentru această perioadă. Taur, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Taur, noiembrie 2019. Central, Luna. Luna, Luna, conectarea la o latură ascunsă a voastră. Evident că luna poate să însemne și un rac, și un pește, și un scorpion. Te rog să stai cu minte aici. Evident că înseamnă foarte mult. Înseamnă și o teamă. Iar sunt niște broaje, dar sper că nu foarte, foarte mari. Oamenii lucrează, nu îi pot învinovăți. Încă e frumos afară și își construiesc una alta. Poate că și voi construiți ceva. Sau poate sunteți chemați să vă reconstruiți, cum am vorbit mai devreme, dar pentru acest lucru este nevoie să vă reevaluați anumite trăsături. Central, am spus, luna. Secrete, frici, obsesii, coșmaruri. Dar poate să reprezinte și un semn de apă, evident. Trecând peste aceste aspecte. Central. Posibil felul în care vă vedeți, v-ați văzut în ultima vreme, are legătură cu relația voastră cu mama. Știu că sună ciudat, e mult mai profundă treaba, dar cine poate să înțeleagă bine. Sunteți chemați să lucrați cu ciclurile lunare. Adică la lună nouă, la lună plină, să faceți acele afirmații pe care ar trebui să le faceți ca să vă eliberați de niște frici din trecut, din viața anterioare. Of, of, of. Continuăm? Haideți să încercăm să continuăm. Ce să fac? Oamenii lucrează, nu pot să le spun nimic. Deocamdată n-a devenit chiar deranjant. Ce vă blochează? Puteți să fiți voi.
aici, să vă blocați emoțiile tocmai din dorința sau niște frici din dorința de a face bani, de a crea o stabilitate materială. Este cavalerul de monede. Cavalerul de monede care se mișcă încet. Pe de o parte, poate vreți să oferiți ceva unui semn de apă sau pur și simplu vreți să începeți un proiect stabil și aveți oarecare griji, temeri. Luna înseamnă și multe griji, evident. Emoții. Aveți emoții, cum îl veți dezvolta? Trecutul îndepărtat, steaua. Învărsător pentru unii dintre voi, dar nu e obligatoriu. Poate să fie o persoană populară sau, dacă nu e nici una, nici alta, v-ați gândit în ultima vreme, adică în ultima vreme, în trecutul îndepărtat, v-ați gândit cum ați putea să vă vindecați aceste frici, posibil unii dintre voi. Cum să vă vindecați? Poate ați întâlnit pe cineva care v-a ajutat în acest proces de vindecare. Poate. În trecutul îndepărtat v-a spus o dorință și posibil unii dintre voi începeți de-abia acum să lucrați pentru împlinirea acestui vis. Posibil părea la un moment dat irealizabil, prea fantastic, ca să devină realitate. Și a trebuit să lucrați cu aceste frici. Din acest motiv ați fost chemați să vă apreciați anumite trăsături și să iubiți ceea ce sunteți, să vă întoarceți la ceea ce iubiți. Trecutul apropiat, diavolul. Evident că poate să fie un capricorn, săraci capricorni. Evident că poate să fie orice altă zodie. O legătură toxică, toxică, toxică. O obsesie pentru cineva. Evident că poate să fie ego-ul vostru lângă lună. Ego-ul vostru care uneori reacționează foarte înfricoșat. Alteori devine prea încrezător. Ego-ul ne joacă întotdeauna feste. Surprize, surprize. Diavolul, evident, lângă lună poate să însemne și coșmaruri. Poate v-au revenit niște coșmaruri în ultima vreme sau această legătură toxică, obsedantă, va reactualiza niște emoții mai vechi. Deși, în trecutul îndepărtat, ați încercat să vă vindecați. Interesant. Capricornul ar putea să fie reprezentat și de această carte. Da? Poate această legătură toxică, toxic înseamnă foarte mult, vă blochează conexiunea, intuiția, emoțiile, da? Naturale. Niște emoții care v-ar vindeca în general, într-un fel. Da? Sunt cărți foarte asemănătoare cromatic. Dar, pentru că este provocare, avem semn de pământ. Că sunteți voi, că sunt ei. Nu contează semnul, evident, este o energie foarte pământeană, terestră. Poate să fie chiar obsesia pentru bani, cum am spus mai devreme. Viitorul îndepărtat, 10 de monede. Vă gândiți la familie, la bani, la bani, la bani, la tradiții. La tradiții. Eventual cum să faceți bani sau cum să vă faceți o familie unii dintre voi, dar e un viitor îndepărtat. Sau cum să lăsați moștenire. Iar bani, iar bani. Și aici este normal să apară diavolul acesta. Haideți să vedem viitorul apropiat. 4 de monede, iar monede. Țineți de bani, clar. Că țineți la cineva, cu fi semn de apă, există și varianta asta, deși poate să fie orice alt semn. Țineți la cineva, de eu cred că țineți mai degrabă la bani, la punguța voastră, la cecul vostru, din niște motive.
Poate că ați pierdut niște bani într-o relație toxică unii dintre voi și acum trebuie să vă refaceți, că avem steaua, să vă vindecați și financiar, adică să vă refaceți finanțele și vreți să începeți acest proiect. Relație, orice ar putea să fie, da? Lângă patru de monede, lângă lună, evident că e o chestiune toxică legată de finanțe, de o relație care v-a făcut să pierdeți. Așa văd. Pare rău. În viitorul îndepărtat aveți 10, vă doriți abundență și sunteți dispuși să munciți pentru această abundență, să o luați pas cu pas, precaut, să vă ridicați. Reconstruiți, că tot avem zgomote care țin de construcție. Vreți să vă construiți o casă. Da? O familie? Cu răbdare. Cu răbdare. Și ambele cărți arată, cel puțin asta arată multă răbdare. Sfatul. O, regina de cupe. Ce frumos. Sigur, unii aveți de-a face cu cineva în semn de apă, în mod special rac. Poate să fie și pești. Uneori, regina de cupe ar putea să fie și scorpion. Deși scorpionul e mai bine reprezentat de regele de cupe, e o energie care vă hrănește și voi semn de pământ aveți nevoie de emoții, de emoții, ca să puteți să construiți altfel. Doar cu pământ uscat nu se poate construi și interesant că vorbim doar de construcție acum, da? Nu puteți să puneți cărămidă peste cărămidă fără să aveți liantul, liantul. Are un pic de apă în el, da? Un pic de emoție. Se crapă pământul fără apă. Apa îl modelează și îl modelează frumos. Posibil, acest personaj să vă ajute să vă vindecați, da? Vedeți că toarnă apă pe pământ. Pregătește mortarul. Eu știu. Lutul. Frumos, interesant. Exterior, patru de băte poate să fie un semn de foc. Dar patru de băte, în general, este o energie foarte frumoasă. Reprezintă un moment în care vă întâlniți cu prietenii. Poate să fie o nuntă, poate să fie un botez, știu că sună ciudat, poate să fie o sărbătoare. Dar poate să fie și o relație. Și o relație exterior. Aveți relație de lungă durată și în viitorul îndepărtat. Poate energia cuiva să vă inspire la a construi această relație și a lăsa în urmă acest diavol. Oricare ar fi el, nu mă fixez pe zoni, e o energie, o energie toxică. Dar această energie frumoasă vă influențează într-un fel sau altul. Poate vedeți un cuplu care se simte bine și vă inspiră. Este forță exterioară. Și avem un cuplu. De ce vă este teamă? Patru de cupe. Iar cupe, iar emoții. Pentru că ați trecut printr-un trio, prin niște trădări, vă este teamă că nu veți de atâta supărare, că da, se vede că unii încă sunteți supărați, încă sunteți influențați de această chestiune nu tocmai frumoasă, da? Vă este teamă că nu veți vedea oportunitățile, nu veți primi această cupă. Cum să construiești, am zis mai devreme, doar cu nisip, doar cu pământ, ai nevoie de apă. Pe de-o parte, ori voi sunteți supărați, ori cine a fost... Da, eu zic că sunteți voi, așa zic. Pentru că aveți și patru de bâte, oarecum sunt de... Nu, ia, patru de bâte, patru de monede și patru de cupe, interesant. Patru, patru, este semn fix, voi sunteți semn fix. Sunteți chemați să ieșiți din această energie terestră, din aceste supărări. Și evident că vă inspiră, într-un fel sau altul, un alt semn fix, poate un leu, da? Poate un vărsător,
cu o atitudine mult mai optimistă. Eu așa văd lucrurile. Voi puteți să interpretați cum vreți, dar eu așa văd lucrurile. Ce vă doriți, lumea? Să vă întoarceți acasă sau să călătoriți? Sau vă doriți pe cineva care este foarte departe? Lumea înseamnă o legătură la mare distanță. Evident că este ce e frumos, ce frumos. Este varianta pozitivă a lui Saturn. Dacă aici avem varianta negativă, în care Saturn devine foarte toxic în trecutul apropiat, voi vă doriți să vă învățați să înțelegeți de ce ați trecut prin aceste situații, de ce aveți niște emoții, niște idei, niște vise premonitorii ciudate și vă doriți să începeți un nou ciclu. Eventual să renunțați la aceste energii stagnante, triste, da, și forța exterioară, am zis, care vă influențează într-un fel sau altul, să începeți un nou ciclu în care vă puteți bucura. Eu așa văd cărțile. Dacă voi le vedeți altfel, este alegerea voastră, este inspirația voastră. Frumos, frumos principiu. Finalul, începe să manifestați. Magicianul manifestă. Evident că magicianul poate să fie și un geamăn, și o fecioară, și un berbec, și orice altă zodie, pentru că avem totuși un diavol, ne putem gândi și la un manipulator. Dar eu cred cu această lună, și sunt mult mai aproape de această idee, o simt mult mai vibrantă, că vreți să încheiați un ciclu și să manifestați o nouă viață, eventual, în care vă construiți această familie stabilă, abundență, bucurii, posibil cu acest semn. Nu e obligatoriu să fie semn de apă, e o persoană care vă hrănește emoțiile, poate să fie și semn de foc. Semnele de foc pot să aibă și ele luna într-o anumită poziție și să fie foarte emoțional, nu doar pasional, da? E frumos, e frumos. Da, aveți nevoie de vindecare, să înțelegeți, iar al patrulea patru, 4 de 4. Trebuie să luptați cu concurența, cu bârfele, dar vă echilibrați, aici sunteți voi, împăratul, da? Împăratul, să vă echilibrați viața. Posibil unii ați avut de-a face cu un semn de aer sau vă gândiți să tăiați ceva ce a fost toxic. Te rog să te liniștești. Lasă-mă să citesc. Aveți un soare aici, aveți și îndrăgostiții foarte frumos, i-am văzut și când am amestecat. Vai, ce frumos, și un început pasional. Sigur, sigur, sunteți în momentul, degeaba s-au tot auzit zgomote de construit, vă reconstruiți viața, eu așa simt. Va trebui să întrerup că văd că asta mică a mea se tot agită, probabil că vrea afară. Poate și voi ar trebui să ieșiți afară la plimbare, da, în natură și să vă reconectați la ceea ce vă place, da? Încerc partea cu energia sexuală să o fac. Hai să încerc totul să o fac. Te rog, stai cu minte, iubita, stai cu minte. În seria cărților pentru sexuală a apărut cartea voastră, a apărut Marele Preot. Vă gândiți unii dintre voi la o legătură de lungă durată, la o căsnicie, într-un fel sau altul, vă gândiți. Iar sunteți și aici, regele de băte, după niște trădări, eventual cu un semn de foc, cu care vreți să încheiați, iau-te, judecata, sau să transformați ceva. Aveți puterea să vă transformați viața și viața intimă. Taur. Soarele meu, Venus, ascendent în Taur. Noiembrie 2019. Ia. Taur, soarele meu, Venus, ascendent în Taur. Haideți încă un pic să rezistăm, că n-a fost gălăgie mare, dar se simte că vă construiți. Vă reconstruiți, munciți. Ce vă doriți? O, 5 de cupe, de ce vă este teamă? Ce își doresc ei? De ce le este teamă lor? Aici iar apare semn de aer.
o persoană, eremitul, probabil că unii dintre voi a stat singuri, v-ați izolat unii dintre voi. Aici este și semnul fecioarei. Aici este un semn de aer. Știți semnele de aer? Este un rege, un om destul de în vârstă, care încearcă să-și găsească plăcerea în afară căsătoriei, dar nu se implică emoțional. Ce vă doriți? Vă doriți să vină cineva și să vă ajute să uitați trecutul, să lăsați trecutul pe apa sâmbetii să se ducă. 5 de cupe. Încă sunteți supărați și a apărut și acolo 4, da? 4 de cupe, 4 de spade, încă sunteți supărați, dar vă doriți să vină cineva. Este culoarea verde, cineva care să vă ofere dragoste și pasiune și roșu, da? Și să lăsați anumite pasiuni de a flacărea să se ducă, să se ducă. Ce își doresc ei, cu voi bănuiesc, 9 de cupe. Să fiți fericiți împreună, să vă împliniți dorințele, evident, sexuale, emoționale, vorbind de cupe. Amândoi aveți cupe interesante în poziția dorințelor. Vă doresc să vă satisfacă și să vă bucurați de prezența lor. Probabil că voi îi așteptați. Încă n-ați renunțat unii dintre voi. Dar eu zic că veți reuși, veți reuși. De ce vă este teamă? Regele de băte. Posibil de un semn de foc unei dintre voi, dar nu e obligatoriu. Ați vrea să protejați pe cineva și poate nu știți cum. Sau nu vă permit condițiile. Și rămâne în poziția temerilor. De ce vă este teamă? De 6 de monede. Lor, 6 de monede. 6 de monede pentru mine înseamnă și semnul balanței, nu știu de ce. Dar trecând peste asta, totuși sunt monede. Ar putea să fie chiar persoana voastră. Le este teamă că nu veți veni. Poate că și ei vă așteaptă pofticioși, doritor. Și vă așteaptă noi, voi așteptați pe ei. Ei vă așteaptă pe voi și ia ca așa. Ia ca așa. Șase de monede înseamnă și echilibru, evident, trecând peste anumite aspecte care țin de sexualitate. Echilibru. Tocmai pentru că sunteți oarecum supărați, își fac griji că au mai mult de așteptat și încă nu sunteți în postura în care să vă echilibrați emoțional din cauza unor probleme financiare. Dar, repet, trecem peste aspectul ăsta. Este teamă. Vă așteaptă și ei și le este teamă că nu veți veni. Tocmai pentru că stați poate prea mult într-o energie emoțională cam veche. Pe de o parte vă doriți, dar încă mai lucrați, că nu degeaba a apărut steaua, încă mai lucrați la niște chestiuni care țin de emoțiile voastre. Eu așa văd lucrurile. Și probabil că acestea sunt mesaje pentru cineva. Nu fac eu probleme pentru câte persoane este acest mesaj. Important este să ajung acolo unde trebuie. Am reușit să facem și asta. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pe curând, numai bine, dragii mei.